Yo! Ce fac băieții și bine ați venit la un nou draft epic din seria FIFA 23 Draft spre glorie, varianta Team of the Season Edition. Team of the Season este aici. Ai link în descriere către MMO EXP pentru cele mai bune prețuri la coins. Și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai să vedem cine rezervă acest draftulețu. Băi, ne vine mă 4-3-2-1, dar știi ceva? Mă, parcă aș face și altceva. Parcă un 4-3-3 attack. Simt că vine ceva bombiț. Aici fie Gobert, Rama, pe... Trophy Titans. Luis, Ronaldo, Luis, Nazario, De Lima, 5-5, cel mai tare atacant din FIFA 23. O frumusețe pe left winger. Facem Brazil. Vezi că vine Team of the Year, venit Vinicius, și un Mbappé, dar parcă m-aș duce să fac așa o Brazilia în față. Poate. Dacă l-aș lua pe Vinicius aici, poate vine pe dreapta, nu știu, un Team of the Season Rodrigo sau ceva de genul ăsta. Hai să vedem un pic ce se întâmplă. Pe banca de rezerve, greu. Foden îți intră, bineînțeles, acolo. Dacă mergem pe Premier League, Pulisic nu l-aș lua în calcul pe el pentru rating. Și acum pe right winger poate să pice ceva aici. Vine Rodrigo, mă, uite-l, mă, pupalaș fel cum vine la băieți. Team of the Season Rodrigo și facem un atac frumos, brazilian, elegant, cu tot ce trebuie. Pe ce ame? Fekir, Dani Olmo, Mount, bă, Gomez acolo, Papu Gomez, Argentina, tot brazilian de acolo de lângă ei. 5-5, frate, de o să fie foarte fan de folosit acest card. Bun. Stăm bine până acum, stăm frumos. Pe chemistry o să fie un pic poate mai dificil de făcut. Condombia vine pe La Liga și ne leagă destul de ok. Hai să vedem LCM-ul care... Bă, n-am ce să fac, îl iau. N-am văzut doi Team of the Season în același draft în 30 de drafturi pe care l-am făcut la 23. Ia vezi pe CB. Araujo. Ce pic frumos e cine ăsta, Virgil, dar sincer cred că Araujo este jucătorul care ne trebuie nouă și care ne ajută cel mai mult. Fundaș central stânga. Vine Nesta, s-a pus Nesta, mă, pe noi. E un Upamecano francez, bun. Problema la Nesta este că e italian și nu-mi dă ligă, nu-mi dă nimic. Dar totuși ia full chemistry și restul nu sunt încântători din punct de vedere al chemistry nici, adică nu sunt din La Liga. Aș tinde totuși către acel Nesta. Fundaș stânga, vine, gol! Robertson toți, bro! Ploiță de carduri Team of the Season. Dumnezeule! Bă, mă, lași Hakimi de... Tove! Bro, ce e asta? Sunt... Ok, strict chemistry-ul, dar sunt 4 jucători Team of the Season. Cum n-ai, bă, frate? Și până acum aveam maxim 1, maxim... Nu cred că am văzut 2. Pe portar, Leno la fond... Aici nu cred că intră niciunul. Poate la fond să-l păcălim așa puțin. Altfel greu. Ok, hai cu la fond. Nu stăm bine pe chemistry, dar avem Team of the Season și aici, fii atent. Marquinho și el acolo, dar avem opțiune. Ricardo Carvalho ți-ar da full cam la fundaș central, dar cred că tot poți să-l duc pe Araujo în full cam. Cole, în schimb, ar duce pe stânga, în locul lui Robertson în full cam și cred că asta este ceea ce ne interesează pe noi, să creștem puțin chemistry-ul la echipă. Kingsley Coman nu e toți. Nakata? Nakata, aș spune. Bruno Fernandes era... Nu se potrivea. Următorul vine bine! Du Brazil facem! Nu iau Beckham! Iau Neymar! 5-5! Fac o nebunie acolo pe Brazilieros! Și avem careu de aș brazilian cu jucători din 4 promouri diferite cu Vinicius. O frumusețe totală! Și avem aici un Emerson Royal, Rulli Di Maria, highest rated și aia a fost. Rating de 91 până acum, frumos rating. Oh! Vine mă 5-5 Anthony! Bro, îi bag pe toți, deci promit că îi bag pe toți, joc cu toți, asta este, joc cu toți, nu avem mijloc, nu avem numai atac. Deci o să încep și o să avem 6 jucători brazilieni. Vă arăt imediat cum se treaba, sau 5 de fapt. Fernando, Raum, João Paulo, Raspadori, Marcial,
Aici este nesemnificativ. Un Milito, poate? Nu ne ajută, nu se întâmplă nimic. Montiel ăsta ridică, dar nu ridică destul, mă. Nu ridică chiar atât de mult. Ia, vezi, așa ne ducem un 25. N-am un mijlocaș, nu? N-am un mijlocaș, firar el să fie. Și nici portar nu ne dă... Ba, uite, ne dă un Helton. Ne dă un braziliero care o să-ți ia un pic. Dar să ne rugăm să ne ajungă portarul la... Să ne ajungă adversarul la poartă. Și ultimul. Iurico. Sau Grimaldo. Dar ajută vreunul în fața lui Cole să dea puțin pe ligă. Ia. Ok, rămânem în 27. Hai să băgăm și pe Tavi. Tavi. E 90 doar, dar e foarte frumos construit în față. N-avem mijlocaș acolo în locul lui Benacer, dar oricum arată foarte bine. Și la vine Julen Lopetegui. Lopetegui nici nu stau la discuții. Altceva nu cred că... De fapt, nici nu cred că ajută. Dar Lopetegui, cel mai cunoscut dintre ei. Și terminăm draftulețul. Mamă, mică, cum arată! Așa îl jucăm, băieți, fiți atenți. Îl jucăm cu 1, 2, 3, 4, 5 brazilieni puri. Pur sânge în față. All in, totul pe atac. Hai pe ei, tata! Primul adversar. Nici nu face schimbări. Danilo, mă, Renato, Cruyff, Hulit. Ok, și Karim. Ia uite-l pe Anthony, mă! Cum pe blocaj așa? Na, mă, cum a rămas la noi. Scuze, bro, a fost o... Doamne! Dacă bine, Rodrigo. Hai, tata! Anthony. Pentru Nazario. La Nazario nu s-au învățat pasele. Dar ce trebuie pase când îl ai pe Nazario? 2-0. Încă unul? Nu, ne. Bro, ce tackling last second acolo. Greșit rău, bă. Mamă, ce greu am greșit. Bună, mă, bravo! Frumos gol, bravo, bravo! Hop, întors bine și un driven superb al lui Nazario. Încă unul. Cred că e game over. O scos-o, mă. Startul de final. 3, 4, 2, 1 și arată bombă echipa, mă, mică. Neymar. Bă, frate, dar la rebound-uri, haide, dă-l. Aproape, aproape, haide, dacă se poate. Hai, mă, Nazario, hai cu golul, tată. Anthony, ocazie monumentală, of! Ronaldo! O egală, tati! Băi, am crezut că dă pe lângă. Am crezut că a dat pe lângă, bro! Dar Nazario găsește unghiul! Și face 2-1! Bravo, bravo, mă, bravo, mă, bravo, mă, bravo. Mă deschide foarte bine acolo, n-am ce să fac. Centrare bună, da. Nu dăm al meu cu căpățână.
Nu rata. Nu! Trebuie, trebuie și intră, tată. 3-2. Tavernie! Hai, hai, nu poate să închidă meciul. Se duce! Rodrigo! Rodrigo! Nu! Am stricat-o! Nu, pe asta nu m-a stricat. Verde, frumos! 4-2 și ăla-i meciul. Semifinale cu încă o echipă de top și cred că ne așteaptă încă un meci foarte, foarte greu. Bun tackling-ul, mă. Vezi că acesta e bun, 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 bun de tot tackling-ul. Ah. Perfect, bravo, bravo, foarte frumos. Bravo. Oh, cum ar fi fost? Ce ocazia lui Vini. Prindem pe verde, dar refuză mingea să intre. Păcat, superb ar fi fost golul. Haide, tată. Nu, mă, nu, cât ratăm meciul ăsta. Poate acum, da, a venit Araujo. 57 șuti. O bagă nați. Doi-zero, combinația acolo, Neymar cu Nazario. 2-1, bă, Oviță, bă, stai un pic, bă. M-a păcălit, mă. Pe verde, trebuie să prinzi verdele, Carfer, te mănâncă golanii ăștia, te mănâncă! Medina? E prea... e perfect! Vini! Oviță, Rodrigo, bă, a catapultat-o! Rachetuță direct! Nu, poartă goală e, bro! Oh, penalti! Bum, bum, bum! 5-2 la meciul, mergem în marea finală! Ce s-a întâmplat, frate, acolo? Păi ești nebun? L-am pins pe Nesta? Ai, mă, lasă-mi acolo. O, stai, nu? Oh, penalti! Păi ce să-ți fac dacă bași ca nebunati cu tată? Închidem 7-3 și ai cu finala. E, și marea finală 4-3-2-1. Eusebio Del Piero și a pus pauză, face schimbări. Poate? Da. Antoni! Face 1-0, dar e meci greu de tot ăsta, tată. Cred că e mare, cred că e mic, nu contează, dar vedem, urmărim noi. Nu e, bă! Dar ce o faci, Nazario, așa, mă?
Cu noroc, rămâne cu noroc, tăc, 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 tăc. Dar știi tu, atunci când aveai norocul de partea noastră, știi ce zicem? Norocul face parte din joc și atunci când adversarul e norocos zice, mamă, scripting și toate alea, ce să facem și noi? S-a oprit băiatul? Bă, cred că a tras pe dreapta găgiu. Ia, vrea să iasă. Dar i-am dat eu mingea afară și nu știu cum iese. Ba da, mă, ieși, mă! Victorios în acest draft! Cu o grămadă de carduri Team of the Season și o filieră acolo braziliană în atac. Premii ce am primit, avem 200 și ceva de pachete, Gold și Rare Players Pack. V-am promis că le deschid, o să le deschid până la urmă. Haideți să dăm, uite, mă revanșez și dăm 170K Second Half Rare Players Pack. Înainte să deschidem, nu uita să lași un comentariu mai jos să-mi spui care a fost jucătorul tău preferat din acest draft. Și bineînțeles, lasă un like dacă îți place această serie, 70.000 de coins. Pam, 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 nu e Team of the Season. Wow, Partey, 84, slab ăsta, slab, din păcate, foarte, foarte slab, Partey, Hernandez, Kimpembe, Anderson, Tanis, Odegaard, oh!